Despre Solomon Marcus se poate vorbi fără limite, dincolo de limite și cu o veșnică bucurie a spiritului. Deși este un ilustru matematician, savantul român este și un celebru autor al cercetării în filozofie, lingvistică, semiotică, istoria științei. Academicianul Solomon Marcus este autorul a numeroase studii interdisciplinare, de cărți ce privesc utilizarea matematicii în lingvistică, în analiza teatrală, în științe naturale și sociale. Publică peste 50 de volume în limba română, iar opera sa este citată de peste 1000 de autori de pe Terra. Sebastian Drăgan, la o nouă ediție a emisiunii Agenția de Cultură, avem onoarea să-l avem în fața dumneavoastră pe domnul profesor academician Solomon Marcus, prezent la Târgoviște. Domnule profesor, vă mulțumim că ați acceptat să fiți oaspetele emisiunii noastre. Sunt onorat! Asemenea, și aș dori să discutăm neformal, sau cât mai puțin formal, despre matematică și poezie. Câtă matematică este în poezie? Am acum un alt răspuns decât cel pe care îl dădeam atunci când am scris cartea mea Poetica Matematică, pentru că între timp am mai învățat și eu multe lucruri noi. Eu vă răspund arătându-vă cât de multe lucruri comune există între poezie și matematică. Care sunt lucrurile esențiale din vechile mituri care sunt preluate în mod esențial de toate aceste trei domenii, poezie, narativitate folclorică sau cultă și matematică. Primul lucru, știți care este? Este chiar funcția de simbolizare. Simbolistică. Care este esențială în mituri, în poezie, în narativitate și în matematică. Al doilea lucru, nevoia de ficțiune. În toate acestea sunt patru domenii, mituri, poezie, narativitate, matematică. Toate patru au nevoie esențială de un univers de ficțiune. Nu-și pot desfășura prestația în universul contingent, ci într-un univers de ficțiune, dacă vreți, acel joc secund la care se referă poetul Ion Barbu. Dan Barbilian, da. Da. Lucrul acesta, vedeți, pentru poezie, toată lumea e de acord. Sigur că da, poezia înseamnă... Dacă le spui că și matematica intră aici, parcă sunt tentat să exprime un dezacord. Cum, domnule, matematică vorbim de chestii concrete, de... Nu. Se întâmplă acest lucru care nu e doar în matematică, este în general în știință, că drumul spre înțelegerea realității cere în mod necesar un ocol prin universul de ficțiune. Uite, dacă luăm chiar primele enunțuri din elementele lui Euclid, ele sunt următoarele. Numim punct ceea ce nu are părți. Numim linie ceea ce nu are grosime. Dumneavoastră vedeți în universul empiric lucruri care să îndeplinească aceste condiții. Este clar de la început că și punctul și linia sunt pentru Euclid niște entități de ficțiune. Exact cum sunt personajele pe care le introduce un dramaturg. Sunt personaje de ficțiune, nu sunt. Sau alt exemplu. Noi, ca să rezolvăm o ecuație de gradul al doilea, în care coeficienții sunt numere reale,
noi avem nevoie să învățăm în prealabil noțiunea de număr imaginar, adică numele alea care folosesc simbolul I, rădăcina pătrată din minus 1, care de fapt nu există ca număr real. E un univers de ficțiune. Deci, trebuie să trecem prin universul de ficțiune al numerelor imaginare pentru ca să putem rezolva o ecuație de gradul 2 cu numere reale. Și tot acest exercițiu înseamnă că este poezie? Păi, este deci metaforă? Este, arată deci că ficțiunea este puternică și de neevitat în matematică. Sau gândiți-vă cum a reușit Einstein să înțeleagă că ceea ce numim forța gravitațională este de fapt un fenomen de curbură, dar într-un univers cu patru dimensiuni, un univers spațiu-timp, nu doar în universul tridimensional. Adică pentru a înțelege natura forței gravitaționale a trebuit să imagineze un univers de ficțiune și fenomenul de curbură în acel univers de ficțiune a dat posibilitatea de a se înțelege. Deci, cam așa se întâmplă lucrurile, adică peste tot și în artă trebuie să ne plasăm într-un univers imaginar mai cuprinzător decât universul în care lucrăm. V-am dat al doilea element comun poeziei și matematicii. Iată al treilea element. În toate cele patru teritorii avem nevoie de lucruri despre care am vorbit azi. Principiul holografic. Adică avem nevoie de principiul acesta care face posibil ca în anumite situații localul să dea seama de universal, de global, instantaneul să dea seama de eternitate, partea să dea seama de întreg, infinitul să dea seama despre infinit. Și se verifică milimetric că acest univers intervine în toate cele patru domenii. Există o relație, o interdependență între anima și matematica? Dom'le, există, dar asta, aici deja intrăm într-un... trecem dincolo de universul rațional. Da, pentru că iată, revine un mare matematician Șafarev și când a fost întrebat: dom'le, dar cum se explică toată această istorie milenară a matematicii? Faptul că matematica se dezvoltă organic, tot înainte, mereu. Și el a spus, da, domnule, matematica, ca să înțelegi viața matematicii, trebuie să ți-o reprezinți ca o orchestră. Dar nu o orchestră de tipul concret, ci o orchestră imaginară de tip următor. Că partitura pe care o execută această orchestră nu e creată prealabil, ci se scrie chiar în timpul în care este executată. Se scrie de către cine? Chiar de către executanți. Chiar executanții sunt și autorii partiturii. O scriu în timp ce o execută, ei se autodirigează prin ansamblul, prin coerența ansamblului acestei orchestre și ori de câte ori un membru al acestei orchestre obosește, moare, se îmbolnăvește, dispare și altul îi ia locul și tot așa continuă să activeze acea orchestra de mii de ani.
elev al profesorului Grigore Moisil, Solomon Marcus găsește profunzime și viziune, adâncime și metaforă într-o matematică ce a fost confiscată de procedee mecanice. În cartea sa, Poetica Matematică, profesorul Solomon Marcus descoperă apropierea poeziei de matematică, pentru că și în una și în cealaltă, infinitul are un rol esențial. Pentru el, poezia a fost o binecuvântare în care s-a refugiat, după ce l-a cunoscut și pe Dan Barbilian, adevăratul nume al poetului și matematicianului Ion Barbu. Pentru noi, a fost o binecuvântare să-l avem pe Solomon Marcus aici, în fosta cetate de scaun, Târgoviște. Există o legătură intrinsecă între suflet și reprezentarea matematică? Evident că nu se poate. E clar că din asta rezultă clar că matematica răspunde unei nevoi umane esențiale. Nu transcende umanul? Nu. Poate exista matematica fără natura umană? Nu, eu aș spune așa, aici intrăm într-o zonă speculativă. Tocmai. Aici ideea este următoarea. Matematicianul care a făcut această metaforă a vrut să sugereze că ansamblul oamenilor care de-a lungul istoriei pun numărul la această ștafetă, că e o ștafetă, fiecare găsește un rezultat, mai moare, ștafeta e preluată de un altul care a apărut între timp. Deci că ceea ce poate să dea omenirea este incomparabil, calitativ, infinit superior decât față de ceea ce poate să dea un individ uman. Asta e sensul. Deci ansamblul poate să dea valoare. Adică este saltul pe care îl realizăm de la ființă umană individuală la omenire. Că vreți ca această... Pentru că eu înțeleg un debat, vreau să vă amintesc un lucru. Că și în materie de divinitate, de Dumnezeu, există două linii de dezvoltare. Este o linie de dezvoltare care plasează divinitatea dincolo de oameni. Corect. Și există o altă linie de dezvoltare care plasează divinitatea în sânul oamenilor. Deci, de aici mai departe, intrăm într-o zonă de opțiune în care îi lăsăm pe fiecare să aleagă, nu putem impune o anumită... V-ați gândit vreodată, este posibil să puneți într-o ecuație matematică, într-o formulă, sufletul uman? Poate fi pus matematic, transpus? Nu, nu se poate asta. Numai ansamblul, putem spune că unele formule matematice, prin capacitatea lor de a reflecta cu mijloace minime o semnificație universală, pot să fie considerate ca trepte spre dumnezeire. Și am dat exemplu formula lui Euler, E la puterea pi plus 1 egal 0, unde aici ce sunt? E este baza logaritmilor natural, dacă vreți, exprimă raportul dintre excitațiile care ne vin din mediul ambient și senzațiile cu care organismul nostru răspunde. Pi este simbolul circularității, raportul dintre lungimea unui cerc și diametru. I este simbolul imaginar pe care vă vorbeam. 1 este simbolul unității, 0 este simbolul absenței. Și deci iată cum
o formulă care strânge la oaltă câteva din simbolurile esențiale ale umanității, are această putere de extraordinară de semnificare. Deci putem spune că ansamblul acestor reprezentări aproximează transcendența. Dumnezeirea, Dumnezeirea. Sau numiți-o spre... cum vreți, pentru că vedeți, și aici trebuie să lăsăm loc liber diverselor tradiții. Există tradiții, cum este cea în care n-au entitatea de Dumnezeu, nu? Sau de vină, uitați-vă la... Noi am vorbit astăzi, am vorbit despre istoria Romei. Toată perioada imensă, mult înainte de Hristos. Nici acolo vorbeau tot timpul de zei și zeițe, nu de Dumnezeu. Deci, trebuie să lăsăm loc transcendenței de toate felurile. Nu putem să... limităm. Nu avem dreptul. Dacă vrem să dăm seama despre tot ceea ce ține de specia umană în toată varietatea ei, nu putem să... nu e corect să impunem o anumită viziune. Ați vorbit astăzi despre educație. Da. Și a spus că ne aflăm, omenirea, nu neapărat România, într-o criză a educației, într-o criză majoră. Nu numai în România, și în alte părți, numai că pe noi, din cauza că suntem o țară în curs de dezvoltare, nu avem încă tagubele eșecului educațional, la noi sunt mult mai mari decât într-o țară care are deja o bază economică solidă, etc. De ce? Ei, cum de ce? Pentru că, vă dați seama, uite, chiar alături de noi, deci în Ungaria, tu imediat sare în ochi ce șosele avem noi și ce șosele au ei, nu? Deci e vorba de civilizație și păi de dezvoltare economică. Întrebă în Europa Centrală ori faptul că noi încă suntem într-un eșec educațional face ca profesionalismul multor oameni cu diplome universitare să fie slab, din cauza asta productivitatea muncii să fie scăzută, din cauza asta n-avem foarte, merge foarte lent construirea de autostrăzi și tot fenomenul de sărăcie care... Care este soluția ieșirii din criza asta? Soluția, deci asta este, care este... Soluția este în ameliorarea procesului educațional. Adică să fim în stare să livrăm diplome de bacalaureat și universitare unor oameni care, într-adevăr, prin pregătirea lor, să acopere diplomele pe care le primesc. Deocamdată nu se întâmplă lucrul ăsta. Și când se va întâmpla? Ce șanse are, păi, România? Am explicat. Trebuie să îmbunătățim procesul educațional exact prin pași ca cei despre care am vorbit. Nu există altă soluție. Ați vorbit de verbul a cunoaște și a înțelege. Păi da. Haideți să dezvoltăm un pic. Când se va translata, când vom fi în stare să trecem la acest verb a înțelege? Prin asta a înseamnă să fim în stare să modificăm programele școlare, manualele școlare, scenariul interacției catedră-bănci în acest spirit. Deci ele trebuie modificate, să se modifice tipul de întrebări pe care le adresăm, să se modifice atitudinea noastră față de apetitul interrogativ al copiilor și așa mai departe. Trebuie aici o voință politică? Nu, eu n-aș... Sigur că trebuie și asta, dar aici principalul efort vine de jos, din partea masei de oameni ai școlii. Evident, includem aici și pe părinți și pe toți intelectualii care trebuie să pună umărul aici.
De ce s-au răsturnat valorile în România? De ce există această răsturnare a valorilor? Păi din cauza asta, din cauza că de foarte multe ori oamenii care au anumite competențe reale sunt timizi, n-au tupeu, cum se spune, și în schimb au tupeu și își fac loc cei care nu au, cum spunea, ce frumos spunea Ana Blandiana, a avut chiar o conferință cu titlul "La noi nu e o rușine să fii șmecher, la noi e o rușine să fii fraier." Care explică exact acest lucru. Exact acest lucru. Mass media au o mare răspândire în privința mass media, pentru că umblând mereu după rating, prin orice mijloace, ei ignoră necesitățile educaționale și culturale și dau curs câștigului pecuniar de moment. Ați vorbit de asemenea despre certificarea cunoașterii și despre această explozie de diplome care se dau pe cunoaștere la anumite grade. Diplome, cum spunea chiar un vechi fost rector al universității, care între timp a murit, Mihăilescu, el spunea, domnule, el evalua la 85% diplomele universitare fără acoperire. Și nu știu, mă sper totuși că el exagera, chiar o... Și dacă este așa, dacă a spus adevărul sau dacă a făcut această evaluare, cum scapă societatea de acest balastru? Care mai sunt reperele morale? Eu am cerut de pildă, dacă v-ați uitat, eu am avut un articol pe Hot News cu un ecou foarte puternic în care am cerut ca să fie verificate toate diplomele de doctor acordate în ultimii 10 ani, pentru că multe din ele au fost acordate fără justificare. Să fie retras titlul de conducător științific care a fost acordat multor persoane fără să-l fi meritat, exact cum, dacă ați observat, a fost retrasă un mare număr de grade militare acordate fără justificare. Exact cum au fost alea acordate să fie retrase și... Care... Și lumea a fost de acord. Păi toate reacțiile au fost, da, domnule, așa trebuie făcut. Care mai sunt reperele morale acum? Ale elevilor, ale studenților, modelele. Da. Care sunt aceste repere într-o această, fiind răsturnată valoare? Nu, din păcate, multe din modelele adoptate azi nu sunt cele care erau adevărate modele. Și trebuie să revenim? Cum reușim să ieșim din criza asta nu sistemică? Nu, vedeți, mulți au modele, de pildă, am văzut, dacă țineți minte, când a fost concursul cel mai mare român, cât de mulți români au găsit un model de viață în jucătorul Bănel Nicoliță de la Steaua, că nu știu câte goluri a vărât. Sau, de pildă, adolescente care au găsit model de viață, nu știu ce, balerine sau... Pentru că, reducându-se la atât universul lor de viață, de acolo și-au modele. Are șanse România, în întregimea ei, să iasă din această criză? Dom'le, nu e... Când spuneți șansă, vă referiți la coeficientul hazard. Ori nu, noi trebuie să punem accent pe lucrurile pe care le obținem prin efortul nostru, nu pe cele care sunt oferite de întâmplare. Nu e, aici e marea greșeală, că prea mulți oameni se bazează mereu pe șansă, pe noroc,
Ei sunt, domne, șansa mea de a-mi îmbunătăți viața este să am noroc, să am noroc să câștig la loterie, să am noroc să ca Dumnezeu să aibă, adică caută mereu îmbunătățirea oriunde, dar în afara efortului lor propriu. Și motivarea, de unde trebuie să vină? Motivarea. Păi v-am spus, motivarea trebuie să intre că noi facem viitorul. Că el nu este ceva care vine peste noi, într-o anumită măsură, este și asta. Dar că el e în bună măsură ceea ce ține sfinte vorba aceea de a cronicarului, cred al lui Miron Costin, nu sunt vremile sub cârma omului, ci vietul om sub vrem. Așa e România de sute de ani. Aia a fost mentalitatea atunci. Noi trebuie acum să-l contrazicem pe Miron Costin. Și cum o putem face? Păi asta v-am spus. Să ne modificăm filozofia de viață. Adică urările de anul nou să nu mai fie îți doresc să ai un an bun, ci fă în așa fel încât anul tău viitor să fie mai bun decât. Așa trebuie modificată urarea.